Astăzi am venit la Snickers-ul din Budapesta ca să vă arăt și vouă ceea ce se întâmplă aici, pentru că știu foarte bine cât de mult v-a plăcut vlogul din Londra și am o surpriză pentru voi la final. Am vorbit deja cu Grams și o să facem un Home Achiever Outfit cu el la final. Și băi, vă zic, este mult mai mare decât evenimentul din Londra. Hai înăuntru, Ryan, să le arătăm oamenilor că, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a făcut aici în Budapesta este ceva next level. N-am văzut o asemenea desfășurare de forțe nici în Londra. Mi se pare că ce au făcut cei de la Snickers la acest eveniment din Ungaria este huge. O să vedeți imediat și standul celor de la Trutusol, pentru că n-aveau cum să lipsească de aici. Și țineți cont că la finalul lunii noiembrie o să se deschidă și la noi în țară magazinul și stați geană la mine pe Instagram, pentru că o să vă anunț eu exact când. De cum intrăm aici în Budapesta, s-a pus foarte mult accentul pe reseller. Ei bine, sunt câteva magazine de retail și nu foarte mulți retailer și branduri care să fie afișate aici. Sunt mult mai mici standurile decât ce ați văzut în Londra, unde aveam Lobutanul care era huge. Ei bine, aici sunt o grămadă de reseller, dar perechi normale, nu cum am văzut la Snickersville, unde vedeam doar perechi de Air Max. Ceea ce mie mi s-a părut crazy rău de tot, că vedeam atâtea perechi de Air Max. Eu, nefiind obișnuit cu așa ceva, o grămadă de miduri, o grămadă de Jordan 1 la noi în țară. Aici văd o altă chestie care pe mine unul m-a șocat și n-am văzut-o cum ar fi la Snickers-ul din Londra. O parte din aceasta cu bijuterii și par niște bijuterii expensive, pentru că lumea e cu mânuși. Nu știu dacă e gheață, dacă nu sunt diamante sau sunt diamante, dar vă zic sincer, mi se pare cool că se intră și în zona asta de jewelry pe partea asta de eveniment. Și aici, cum ați văzut și la Londra, ei bine, băieții de la Luas, băi, criminal brandul, absolut criminal brandul. Mi-am luat și o pereche de pantaloni, toată lumea m-a întrebat de unde sunt. Ei bine, de aici sunt lu.as. Căutați pe Google și o să-i găsiți pe băieți, fac toate nebunile astea de perechi de pantaloni. Băiatul de aici, el aici este ownerul, el a făcut toate nebunile astea. You can come here a little bit to ask you some questions. Sunt aici cu ownerul, tocmai ce v-am zis și mai devreme. I have one question for you. How did you start the brand and can you tell me the story behind this brand? Okay, it's an interesting story. Do you have time? Yeah, we have time. Yeah, so Supreme dropped tapestry pants and I really liked it. It was something new in the game, but it was too expensive. Like resale price was 600, so I couldn't afford it. My parents would have killed me if I bought it. So I searched online and I saw the material, and in the souvenir shops in Bruges, where I live in Belgium, they sell the material because it has a historical part of our culture. So I went and they showed me the manufacturer. So I combined it with Travis and with Kanye. So the material and the graphic and the bagginess of the pants were the idea behind the brand. Okay, another question I think from my country. It's a lot of people ask me if you make another big restock on your website, or you can make or you will make the pair like not limited, like to make the people to sell to everybody, you know? It's like the sweet spot. Like I want to restock, but it's hard because it's like really popular. So I hope in the long term everyone will have who wants a pair. I have a pair of trousers, but for now it's like step by step. When did you start the brand? 1 year ago. 1 year ago, and you got a lot of popularity after Snickers London or before? It's like with influencers. I did a collab with Mondarama, with Don Oliver. I have the pair with Don Oliver. Yeah. So that was a big hit. I went from 10k to 15k on Instagram. So the influencer marketing did a lot for my brands. Yeah, I know, it's the most important thing with the influencer one. Păi și am vrut să-mi iau perechea neagră și vă jur, n-avea XL. Ați văzut și mini interviu pe care l-am avut cu ownerul brandului Lu.az, de care v-am zis, n-am primit niciun ban, mi-a plăcut foarte, foarte mult brandul. Și vă zic în continuare, este un brand care merită foarte mult și cred că o să crească enorm, efectiv. Și sorry dacă am avut o engleză proastă, dar atâta se poate. Aici avem un stand Puma, din ce observ, dar văd că tura aceasta Puma se axează foarte mult pe Adidas de basket. Am văzut și la Snickers-ul celălalt, cum Lobutanul era foarte axat pe zona asta de basket, dar perechile astea sunt crazy. Nu știu dacă în zona asta de basket trebuie să ai o pereche mai colorată ca să ieși în evidență sau așa, dar perechile astea mie mi se par crazy. Până în zona de resell n-aveam cum să nu ne oprim și la stand la Trutusol, n-aveam cum să nu facem asta. Uitați-vă puțin cât de huge este aici standul și cât de mișto, băi, simplu și făcut fix cum trebuie. Un pilon în centru și în jurul lui niște standere din astea cu haine Adidas și puși pe pilon, oglindă în spate, mi se pare mega cool făcut. Plus de asta mi se pare mega mișto faptul că vin și magazine de resell aici care sunt huge. Nu doar reseller cum avem noi în România, unde n-avem magazine fizice, unde n-avem absolut nimic. Și vin aici să vezi un pic, Ryan, uite puțin cât de mișto poate să arate tot standul de aici, de la Trutusol. Hoodie-urile, le știți bine, toată România le vrea în momentul de față, este zăpăceală enormă pe hoodie-urile astea de la Spider. Și dacă vreți să vă cumpărați orice hoodie Spider sau absolut orice produs de pe site celor de la Trutusol, aveți codul Georgescu pentru 5% reducere, 210 euro, ceva de genul ăsta, orice hoodie din ăsta de la Spider. Și nu sunt puține, da? Chiar nu sunt deloc puține. Ăsta iar, move-ul ăsta, criminal. Ăsta nu l-am văzut. Cum se pare ăsta? Mai tare pe negru, nu? Da, ăsta pe negru, din punctul meu de vedere, e cel mai tare hoodie pe care l-am în moment de față. Și ăsta așa pe maro, clar. Nu știu dacă este și patronul Trutusol pe aici, dar mergem și la el imediat, să vedem dacă îl găsim. Dacă nu, hai până atunci în zona asta de resell pe aici, să vedem ce nebunii găsim. Uite, băi, perechile astea, jur. Deci mie perechile astea mi-au plăcut foarte, foarte mult. Mamă, și eu mor când văd prețurile astea în forinți, 90 de K de forinți. Perechile astea mega cool și foarte mișto cutia de la perechile astea de Jordan. Nu, sincer, nu știu exact istoria din spate. O să mă înjurați voi în secțiunea
secțiunea de comentarii, dar nu știu istoria. Ce pot să vă zic este că arată foarte mișto și este o pereche altfel față de o pereche de Jordan 1 OG normală. Hai acolo la Retro Shop Paris, unde vreau să vă arăt niște perechi criminale, efectiv. Vino aici. Băi, aici este standul celor de la Retro Shop Paris. Este unul dintre cei mai mari reselleri din Europa, din ce știu eu. Eu l-am avut de foarte mult la prieteni. L-am la prieteni de undeva de prin 2016, când m-am apucat eu de nebunia asta de resell. Și veniți puțin să vedeți, băi, ce perechi de Adidas poate să fie aici. Deci mie mi se pare insane cum poți să găsești perechi din astea de Air Force One LV Off-White. Uitați-vă puțin cum sunt astea, negre, albastru, portocaliu, băi, toate astea. Imaginați-vă că sunt Friends and Family și el le are în colecția acestuia. Avem și perechile astea de Jordan Force care sunt iar, băi, niște perechi pe care nu o să le vedeți absolut niciodată și nu o să reușiți să puneți mâna pe ele. Sunt perechi care sunt mega limitate și nu se poate face rost de ele decât foarte, foarte greu. Perechea de Babe Stacanie, care este, din punctul meu de vedere, mega istorie în lumea asta a Adidasilor. Oregon Jordan 3-urile. Aici niște perechi de care mi-a povestit mai devreme, dar nu știu nici o să vă zic exact. Perechea asta făcută cu laser, nu știu ce colaborare e, doar că mi-a zis că este mega, mega limitată la vreo 200 de bucăți overall în lume. Și asta, într-adevăr, este o pereche șmecher. Adică imaginați-vă că eu n-am văzut în viața mea o pereche de genul Air Force One absolut niciodată. Și aici perechile care sunt numerotate cu numele jucătorului. Stați să vă arăt eu dacă se vede. Vedeți acolo jos, uite acolo, ăla acolo. Deci ce vedeți acolo este de fapt numărul jucătorului, când a fost câștigat și inițialele lui. Băi, chestia asta mi se pare mega cool. E acolo scris în colțul ăla al Adidasului. Astea sunt perechi făcute de Nike special pentru jucătorii de la Michigan. Băi, deci materialele de pe perechea asta sunt wow. Și uite cum vă ziceam. Da, e aici echipa OU, FB inițialele și 11 numărul de pe tricou. Băi, foarte mișto perechile astea, dar nu știu care este prețul. Chris, can you tell me a price for this one? 10,000 euro, ok. De 10.000 de euro. 10.000 de euro o pereche de genul, imaginați-vă. Și ia vedeți cum sunt cinciurile astea Michigan. Băi, uite-te puțin cum sunt cinciurile astea Michigan. This one either 10K? Ok, 7.500 țin în mână în momentul de față. Este o pereche de Jordan 5 Michigan. Tot la fel, cred că este o pereche făcută special pentru unul dintre jucători. Băi, material, mamă, deci când vă jur, cum atingi materiale de pe perechea asta, nebuniți. Wow, sunt really crazy perechile astea. Și aici, la fel cum am arătat și mai devreme, la fel ca asta, sau niște materiale speciale care nu s-au făcut, care nu s-au pus niciodată pe alte perechi. Mi s-a zis clar, aceste perechi sunt făcute limitat pentru maximum 50 de bucăți, sunt făcute special pentru echipa respectivă și pentru stafful acesteia. Imaginați-vă că pe pereche de genul, ca să pui mâna, trebuie să ai niște relații serioase din punctul meu de vedere sau să te știi cu oameni din stafful echipei. Imaginați-vă că mi-aș dori o pereche de genul. Poate într-o zi o să vorbim cu Chris și o să facem și noi rost de o pereche de genul și poate, dacă strângem, nu știu, o sumă mare de abonați la un moment dat, poate facem un mystery box cu el, să vedem ce perechi ne poate pune acolo, pentru că știu că are niște chestii crazy as fuck. O grămadă de alte branduri din acestea locale care arată destul de bine. Nu știu dacă este un brand local, sincer, poate acum mă încurc eu. Băi, brandurile astea din partea mea au toată stima. Hai să vă hype aici pe la reseller, să vedem ce mai găsim, dacă mai găsim vreo chestie crazy rău de tot. Nu știu dacă pot să vă mai arăt ceva mai crazy decât ce ați văzut mai devreme la standul celor de la Retro Shop Paris, pentru că, băi, ce e acolo, nu o să vedeți la absolut nimeni. Deci niciodată, de când mă știu eu, cred că de prin 2016, când m-am apucat eu de nebunia asta, știu că îi scriam lui Chris, băi, vreau și o pereche de genul. Și când mi-a aruncat sumele, mă lămuream de tot. Ia zi, Ryan, vrei perechea asta cu grinj de la Adidas? Cum se pare? Nu-ți place, nu? Bun, mi se pare interesant că Adidas a făcut chestia asta și s-a dus în partea asta. Covoarele care, din punctul meu de vedere, în momentul de față fac parte din cultură. Și aici avem un stand de la Crepe, este printre puțini retailer care are un stand destul de mare. Ai o roată și sus e o roată rigged de la un brand. Am fost la ea acolo și chiar e rigged, gen. Roata aia nu se poate folosi, se întoarce și rămâne doar pe no win, mi s-a zis și de acolo direct. Aici ai eu de astea, uite, poți să câștigi un big win. Ia, chiar sunt curios ce înseamnă big win. Că acum îl ia băiatul un big win. Ia, stați un pic, hai să vedem. Big win? A, înseamnă un dăla de șapcă sau un dăla de Adidas care nu le lasă să plouă. Și băi, mașinăria asta, poate reușim să o aducem și noi în România, poate reușim să facem o mașinărie din asta în România, pentru că mi s-ar părea mega cool. Și vreau să mă joc și eu la ea până câștig o pereche de Adidas. Băi, chiar îmi doresc să fac chestia asta, vă jur, chiar vreau o mașinărie din asta în România. Dacă are oricine în România de vânzare așa ceva, no brand, no nimic de vânzare, vreau eu să o cumpăr, scrieți-mi sau dați-mi link-uri în privat, pentru că chiar aș cumpăra o mașină de asta sau o amplasez undeva să ne jucăm să câștigați pereche gratis de Adidas. Toată lumea e nebunită în afară după toate chestiile astea de playing card. Știu că la noi cultura în România nu este așa de mare cu Pokémon cards, cu astea, cu fotbaliști, NFL players și toate zona aia, habar n-am, în America e nebunia asta totală. 450 de euro cartonașul ăsta. Ați dat 450 de euro pe cartonașul ăsta sau 500 de euro pe cartonașul ăsta? Bă, foarte mișto toate tricourile astea din NFL, într-adevăr. 45 de euro, nu e așa mult 2 milioane un tricou de ăsta? Ia vezi maro ăsta. Păi sunt vechi, da, alea noi sunt cât costă alea noi? 200 de euro, nu? Bă, dar vezi că ăsta e mișto rău, maro ăsta. Ție ți-ar sta beton maro ăsta. Jur, Raiane, mie mi-ar place rău de tot să te văd în maro ăsta. Un alt lucru mega tare, ceea ce mi se pare că s-a adăugat aici, zona asta de artă sunt desenate. Băi, sunt desenate, oare s-au pictate?
sunt făcute handmade. Da, watercolor painting and prints. Ok, deci astea sunt pictate. Mamă, cât de tare. Eu cred că o să-mi iau un de ăsta. Sunt doar 100 de bucăți, văd, din fiecare făcute. Mamă, dacă talent trebuie să ai să reușești să faci așa ceva. Bine, nu știu cât de legal e să faci asta. Deci legal, nu cred că este, pentru că tu, până la urmă, vinzi un produs pe care este ceva cu Nike, ceva cu un alt brand, la care tu n-ai licență, și chestia asta o să fie o problemă dacă oamenii de genul o să ajungă mai mari. Adică niciodată n-o să nu încercați să vindeți chestii branded Nike și așa, ca și cum le vindeți de la voi, făcute de voi, pentru că Nike vă poate da în judecată, că Nike dă pe absolut toată lumea în judecată. Aici cred că suntem la un magazin de retail, sincer. Asta cred că este un magazin de retail din Ungaria, dar văd că se axează foarte mult pe zona asta de runner. Și aveți 990-urile astea cum sunt făcute, sunt made in USA. Băi, calitatea de pe perechile de New Balance made in USA este wow. Eu n-am văzut pe nicio altă pereche de Adidas pe care o puteți cumpăra din magazine de retail aceeași calitate pe care o vedeți pe o pereche de New Balance made in USA. Ia vezi salmonurile astea. Bă, începe salmonul să se ducă destul de în sus cu anumite perechi și cu anumite modele. 51.000 de forints, cred că sunt undeva pe la 120 de euro, ceva de genul ăsta, cred că este prețul perechele. De-aia vin aici, ia vezi ăștia. Bine, pumaurile astea, alea maro din spate îmi plac. Sunt curios ce o să facă A$AP Rocky, băi, nu știu dacă voi știți, dar A$AP Rocky a semnat contract cu Puma, pentru că și Rihanna are contract cu Puma, a semnat și A$AP Rocky și chiar cred că A$AP Rocky o să dea o revigorare Puma, pentru că știu că îi trebuie chestia asta, cum și la Adidas. Sunt curios ce colaborare o să vină pentru anul acesta. Și cele mai mari ghene de ghiozdane din punctul meu de vedere Spayground-ul, da? Bă, nu-mi plac deloc. Știu că foarte multă lume iubește brandul ăsta Spayground. Mie, bă, mie unul nu-mi place absolut, absolut deloc brandul. Nu știu de ce. Hai, Ryan, aici avem stanții de la Stance. Stance, cele mai bune șosete pe care puteți să le purtați vreodată, bă, și pe care eu le-am purtat vreodată. Aici ce avem, ok, Logitech-ul. Și are, uite, chestia asta n-am văzut-o în Londra. Chestia asta în care se îmbină toată zona asta de cultură urbană cu zona de hairstyle, cu frizeri, cu tatuări și așa mai departe, n-am văzut-o deloc în Londra. Am văzut-o, în schimb, la Sneakerville organizat de cei de la Buzz în Serbia. Și o vedem și acum la Sneakernet-ul din Buda. Asta. Cred că s-a furat un pic de la Sneakerville pentru acest Sneakernet. Hai pe aici, Leanem, să vedem. Ia vezi cum e ăla. Cred că am văzut PC-ul ăsta. E un PC care este în colaborare cu Babe și primești și nebunia aia și PC-ul vine în cutia asta mare Babe. Bă, mi se pare cool. Nu vi se pare cool să ai colaborare cu Babe, gen pe partea asta din, cred că, dar nu-i Logitech, cred că e Game Religion, cred că e Gamer Religion sau Gamer Legion, nu știu cum naiba se numește. Știți foarte bine deja tricourile de genul. Avem și noi în România foarte mulți băieți care fac tricouri de genul cu artiști din afară, care iar este semi-ilegal să vinzi așa ceva, pentru că este imaginea lor la mijloc, dar nu te dă nimeni în judecată atâta timp cât tu ești un brand mic care vinde tricouri la 25 de euro, dar ea este ilegal la bază, ca să știți. Ia vedeți un pic, alt brand făcut lângă Milano, am vorbit cu băieții mai devreme, pentru că vreau și eu să-mi fac o pereche custom la ei, are unul dintre ei, dintre owneri, cred că, sau dintre co-owneri, o pereche care mie unul mi-a plăcut foarte, foarte mult și vă jur că vreau și eu să fac rost de aceea, una neagră, pentru că am o grămadă de perechi de denim din astea albastru ăsta, pentru că uite, uitați-vă cum e asta. Da, uite-te, vezi cum e denim ăsta, Raiane? Ia vezi cum e aici jos, cred că se numește Double Upper, nu știu mă cum se numește, mi-a zis mai devreme, am uitat, sincer, dar mi se pare mega cool să faci o pereche de denim din asta, să o faci custom, să pui și jos și sus zona asta de aici, de la curea. Și mi se pare că se completează foarte, foarte bine și uitați-vă puțin cât de mișto se vede chestia asta albă aici, băi, foarte, foarte tare, plus hoodie-urile negre care iar sunt mega, mega cool și mega cool materialele de pe ele, că m-am uitat la ele. Dar o să vedeți dacă o să rezolvăm cu perechea aia care, bă, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Aparent și Converse are stand, nu mă așteptam să lipsească neapărat Converse-ul, că pentru că Converse și Puma fac destul de multe activări în zona aceasta, dar mă mir că lipsește Adidas-ul, pentru că la noi în țară Adidas-ul are cam cele mai cool activări right now. Nike nu e prezent niciodată, pentru că pe Nike nu-i interesează. Nike știu deja că orice fac ei o să meargă bine, indiferent de situație. Și uite și aici alte perechi de bluși, boi. Ia vezi, bun rău astea. Bă, vreau și eu un om care să facă bluși de genul România, vă jur, vă promovez gratis, vă jur. Efectiv, vă plătesc bluși, bă, dar vreau pe cineva care să poată să-mi facă orice pereche de bluși când vreau eu, în orice stil de genul. Chiar aș vrea pe cineva, sincer. Mi se pare că perechile astea de bluși sunt the new shit, efectiv, și poți să faci o grămadă de bani cu ele. El e ownerul True to Soul, nu știu dacă îl știți, Otila, Otila, Otila. Ok, I just told them you are the owner from True to Soul. That's right, ok. We are shooting, we are out here in Budapest, I'm showing my boy around in the city. He said that this beautiful event is so much better than anything. I told them already about this. It was the biggest event I ever was in this part, in the Europe, of sneakers. But can you tell me how is the feeling for the first sneaker event in Budapest, one of the biggest event in Europe right now? I mean, this is the first international sneaker event that we have in Budapest, and with the connections we've been trying to, the connections that we have and been able to acquire over the years, we've been trying to push this event, trying to organize a lot of happenings in terms of like concerts, bringing celebrities and just showing the people
overall the visitors that we have a strong sneaker community and culture in Budapest, in Hungary, but not just in Hungary, but all over Eastern Europe, because it's kind of a part in Europe where people think if they come here that it's like far behind, but it's really not, because you've been to Milan, I've been to Milan, you've been to London, and this is actually a bigger venue with more things happening, it's a more interesting event. Everyone's like into it, so the culture in Eastern Europe is really good, and we are here to push it forward in Romania and Hungary both. Yeah, I know, but you want to tell to the people the opening date for True to Soul in Romania? Can you tell them? Because everybody asked me, and I told them it will be in the final part of November. But final if you part of November, it if has you can to be a weekend, right? And it's not next week, so that gives you the conclusion that it's the 25th of November. Ok, we have the date. Ok, deci voi ați aflat și voi data în premieră pentru deschiderea magazinului True to Soul din România 25 noiembrie. 25 of November it will be the date, ok? You promise to the people. I'm trying my best and it's 99% it's gonna happen, otherwise we'll delete the video from YouTube. Ok, thank you so much, Attila. Legere. Un alt lucru pe care eu nu l-am văzut niciodată la un sneaker event, Samsung este prezent și este în colaborare cu Sneakerness Budapesta. Un lucru care mi se pare cool, faptul că Samsung se implică și în cultura urbană a Adidasilor din lume. Ceea ce mi se pare mega plus Samsung față de iPhone și față de orice altceva. Știu că foarte multă lume este hater din anumite puncte de vedere Samsung, chiar dacă în România cei mai mulți oameni folosesc telefoane Samsung. Eu folosesc iPhone în momentul de față. Niciun telefon de la Samsung încă nu m-a convins să-l pot folosi, dar pe viitor nimic nu este 100% sigur. Adică sunt șanse ca Samsung să poată să ne convingă. Plus de asta, imaginați-vă că încearcă să intre în această cultură de Adidas și cultura asta urbană, pentru mine este un mega plus. Big up pentru Samsung pentru asta. În dreapta mea este standul lui Grams. Ei bine, cum v-am promis, la final o să facem un homage Zero Outfit împreună cu el. Este chiar acolo împreună cu soția lui. Mergem sus, vă arăt și zona de sus și după venim aici să facem homage Zero Outfit cu el, pentru că știu că toată lumea ar vrea să vadă nebunia asta. Un alt lucru pe care eu sincer nu mă așteptam să-l văd la un sneaker event este vorba despre un brand de salate care se numește Iceberg și face salate ca să mănânci ceva fresh la eveniment. Tare chestia asta, nu știu, mi se pare mega tare. Pe aici tot la fel, Vinti Store-uri Plus. Cred că ăsta este un brand de Adidas care este brandul lor unic, ceea ce mi se pare mega tare. Băi, să reușești să-ți faci brandul tău de Adidas, să scoți o siluetă de Adidas, este visul meu în momentul de față și știu cât de greu este să faci așa ceva. Pentru că scoate o siluetă de Adidas înseamnă foarte multă muncă și foarte mulți bani investiți. Vinti Store, cred că aici, cu chestii de la Stone Island, frumos. Ia să vedem pe aici. Ia vezi SL-ul ăsta vintage. A? XL, dar n-avem preț. Mamă, cât de șmecher e ăsta. Și scrie ceva Sim to Drake. Nu știu ce înseamnă asta, dacă a purtat Drake vreodată vreun XL, de asta scrieți voi în secțiunea de comentarii. Tot zona de resell aici, toată zona asta de sus aici este plină de zona de resell plus custom sneakers. Cultura asta de custom există și o să existe întotdeauna, pentru că lumea vrea Adidas personalizat special pentru ei și niște custom-uri foarte mișto. Sunt reușite, nu? La ea cu Tupac te uitai? Și uite și aici. Mamă, dar stai, fiate, ba nu, sunt pictați. Pare ca și cum ar fi bandana, gen, pare efectiv material din ala de bandana, știi ce zic? Essentials-ul, care e la mega căutare în momentul de față, îl știți foarte bine. Și hai să dăm pe aici o tură repede să vă mai arăt ce am mai văzut eu tare, pentru că am mai văzut câteva perechi de blugi destul de interesante și mergem jos să trecem la Homage Zero Outfit-ul cu Grams. Ce vă ziceam și mai devreme, ia vedeți aici perechi de blugi. Cât de mișto sunt perechile astea de blugi. Nu sunt neapărat pentru mine, mai mult pe Redla și l-aș vedea îmbrăcat așa. Zona asta de opium nu e neapărat pentru mine, dar mi se par cool și mi se pare că arată foarte, foarte bine pe un anumit gen de oameni. Uitați-vă la perechea asta de blugi de aici de sus, care arată criminal din punctul meu de vedere. Chiar îmi place foarte mult cum arată, dar perechea care mie unul mi-a strânit cel mai mult atenția. Uitați-vă cum este perechea asta. Băi, e mică de mine, am văzut-o mai devreme, pentru că înainte să filmez am dat o tură de absolut tot sneakerness-ul și băi, perechea asta mi-a atras atenția maxim. Dar ghiciți ce, mi-este mică, e foarte scurt de mine, e mică și în talie, n-am ce să fac, dar dacă perechea asta ar fi fost măsura mea, clar mi-aș fi luat-o. Place foarte, foarte mult cum arată și asta este la fel destul de interesantă cum este făcută perechea asta de aici. Dar again, sunt perechile pe măsuri prestabilite, asta este marea problemă, știi? Fiind deja pe măsurile prestabilite și fiind perechi unicat, nu poți să cer măsura ta. Și asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă, pentru că găsești perechi de blugi din acestea făcute unicat, dar nu sunt măsura ta. Și hai să mergem jos să facem Homage Zero Outfit cu Grams. Cum v-am promis la început, am ajuns acum la Grams, la stand. Suntem aici cu JD. How are you, JD? Good, thank you. Good seeing you again. How are you? Good. Do you like here the Budapest Sneakerness? It's amazing. Beautiful, yeah. I saw you was at all the Sneakerness. Which one is the best right now in your opinion? They are all great in their own kind of way, but since this is new, it's really nice, yeah. Okay, how I promised to my fans, I want to make a how much is your outfit with both of you. Can you tell me how much is your outfit? The jacket costs 500 euro. Hose 120. 20 for the pants, his own brand, or our brand. The shoe, 1,500.
The shoes are 1,500 roughly. Yeah. It's a sample, so we don't know yet. Priceless. Yeah, sample as well. Oh yeah. Oh, the scarf. It says grams. 40. 40. 40. Ah. Okay. How do you start the brand, Grams? How we started? Yeah, yeah. So like half a year ago, we had our first release because we spent so much money on clothing, so we thought why not do our own. And yeah, it's been growing slowly now. Okay. And I have the last question for you. How do you get the idea to promote your grandfather like a fashion icon? Oh, that was, we didn't plan it. It was just a spontaneous idea. I asked him if he wanted to try on my clothing like seven years ago. And he said yes. And then he started to like it. And it just happened. It is really cool. I really like your work. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, JD. Thank you. Oh, no, no, no. I forgot you. How much is your outfit, JD? Oh, sorry. So the shoes, Onitsuka Tiger, like 120, 130, I believe. Pants, like 70 euros. This one's 100. And the jacket, I don't know. It was a gift. It's a gift? Priceless in this situation. Okay, thank you so much, JD. Thank you so much, Grams. Thank you. Have a nice day. Păi și cam asta a fost cu vlogul de astăzi. Ați aflat și cât costă hainele de pe Grams. Și da, fraților, eu am fost Georgescu. Ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, subscribe, toate alea. Nu uitați de follow pe Instagram la Georgescu. Codul Georgescu pe site celor de la Bas. Codul Georgescu pe site celor de la Trotusol și Fashion Drop. Da, fraților, eu am fost Georgescu și ne vedem data viitoare. V-am pa, pa.